2022, anul tigrului, anul recompensei și luna februarie, luna iubirii. La un moment dat s-a decis ca luna februarie să fie luna iubirii. Pe 14 februarie este Valentine's Day, ziua iubirii, după obiceiuri americane și poate puțin comerciale. În cultura română, există, în schimb, Dragobete, care e o tradiție străveche și aparține acestei culturi românești. Dragobete se sărbătorește pe 24 februarie. Deci, uh, Valentine's Day <laughs> coexistă cu dragobetele. Asta înseamnă că românii pot sărbători uh, ziua iubirii de două ori, pe 14 și 24 februarie. Dar cine este dragobete? <laughs> Dragobetele este fiul babei Dochia și este o reprezentare mitică a dragostei curate a tinerilor. Și sărbătoarea de dragobete este asociată cu ciripitul păsărilor și pă reproducerea păsărilor de pădure. Se mai consideră dragobetele ca fiind un fel de logodna păsărilor sau însoțitul păsărilor. Aceste lucruri le, le afirmă etnologul și profesorul universitar, dr. Ion Ghinoiu. Dragobete are mai multe nume: cap de vară sau cap de primăvară, năvalnicul etc. Sunt mai multe nume prin care sunt înregistrate, um, prin care este înregistrat acest, uh, această sărbătoare de Dragobete. Deci Dragobete este o sărbătoare care vine din străvechi. Dragobete este o sărbătoare care vine din dintr-o cultură românească străveche și este legată de origini getodacice. Sărbătoarea de dragobete deschide o bună dispoziție și ține cumva de un ciclu al naturii din zona respectivă a României. La sfârșitul lunii februarie și mai ales în martie, apar primele semne de schimbare a vremii și se trece de la iarnă la primăvară. Cele patru sezoane sunt primăvară, vară, toamnă, iarnă. Iar undeva pe la sfârșitul lunii februarie, natura în România arată primele semne de trecere din iarnă spre primăvară. Dragobetele este legat de uh, bioritmul și reproducerea păsărilor, mai ales cele de pădure. Deci ține de vechimea acestei sărbători și legătura omului de pe aceste meleaguri și natura și um, ciclul naturii din România. Meleag înseamnă teritoriu. În cultura veche românească se spune că în jurul datei de 24 februarie se adună păsările de pădure de pe meleagurile românești și se strâng în stoluri și se zburătoresc. Deci nu e vorba de păsări migratoare care vin mai târziu pe teritoriul României. Un stol reprezintă o, un grup de păsări. O turmă reprezintă un grup de animale. <laughs> Și acest verb a se zburători, este foarte special. Nu se folosește în limba română astăzi dar face referire la o cultură veche românească. Păsările ciripesc, nu e așa? Păi, păsările nu vorbesc limba română. <laughs> păsările ciripesc și încep să se împerecheze pentru a scoate pui. Și, într-un fel, românul copiază comportamentul naturii și îl aplică în propria lui existență. Sărbătoarea dragobetelui este inspirat de sărbătoarea păsărilor de pădure din România. Și lucrul acesta s-a întâmplat. De-a lungul timpului, prin tradiții străvechi. Omul mereu s-a inspirat din elemente de nat din natură. De aceea, pe data de 24 februarie, a existat această sărbătoare în cultura românească. Această sărbătoare. Are tradiții vechi, mai ales la sate, și se spune că tinerii se aleargă, se zburătoresc. <laughs> Acest verb a se zburătorii apare în calendarul tradițional românesc și Face referire la această sărbătoare. Nu este, obi nu este normal să folosim acest verb a se zburătorii, mai ales la forma lui reflexivă. Păsările zboară, tinerii se zburătoresc, adică tinerii aleargă unii după ceilalți în câmp deschis sau păduri. Și tinerii aleargă după fetele tinere pentru a-și găsi o parteneră. Sunt mai mulți tineri, deci un grup de tineri care aleargă după fete. Și ce se încearcă aici este să se găsească aleasa fiecăruia. Aleasa lui sau alesul ei se referă la partenerul pe care și l-a ales. Și de aici și expresia în limba română, dragobetele sărută fetele. Pentru că atunci când tânărul și-a găsit partenera o sărută de față cu toți, <laughs> ca toți să vadă cine este aleasa lui. Există mai multe ipoteze legate de originea acestei sărbători, inclusiv varianta unei origini precreștine și antice. Această sărbătoare nu s-a pierdut niciodată de pe meleagurile mioritice, dar s-a uitat. Mioritic vine de la balada românească Miorița. Și înseamnă care vine de pe spațiul sau teritoriul românesc. Dar după Revoluție, deci după uh, decembrie 1989, etnologul Ion Ghinoiu a depus eforturi pentru a face această sărbătoare cunoscută din nou românilor. Și asta se întâmpla într-o perioadă în care sărbătoarea comercială de Valentine's Day de pe 14 februarie a început cumva să invadeze cultura românească. Și românii au îmbrățișat sărbătoarea tradițională de Dragobete cu bucurie. Este o sărbătoare românească care a existat în cultura românească chiar de mii de ani. Și, practic, s-a trezit în conștiința românilor această sărbătoare după anii 1990, și este în continuare într-un proces de implementare uh, în viața românilor. Tot mai mulți români știu despre dragobete. Unii sărbătoresc dragobetele, alții nu sărbătoresc dragobetele. Dar eu personal sper ca pe viitor mul tot mai mulți tineri din România să se informeze despre această sărbătoare și să o aplice, să o practice, pentru că ține de spațiul românesc. Sărbătoarea Dragobetelui este plasat tradițional mai ales în sudul României, deci în zona Munteniei, în zona Olteniei. Deci se numește Muntenia, se numește Oltenia. După cum știți, eu vin din zona Moldovei, iar în Moldova există o reprezentație a dragobetelui și se numește Năvalnicul, care, tot așa, este un tânăr, chipeș, care coboară de sus din ceruri și încurcă drumurile, și femeile și tinerele. Chipeș înseamnă arătos, frumos. Deci, practic, dragobetele, eventual și năvalnicul, înseamnă cumva o legătură între pământ și cosmos. El apare ca și fiind o ființă pe jumătate umană și pe jumătate ființă cerească. Deci există mai multe reprezentații ale acest, Personaj. Să vă dau și câteva exemple de tradiții mai vechi din zona olteniei, de exemplu. Când o femeie doar atinge alesul inimii ei, ea poate să se bucure de fericire și o relație cu el timp de un an. În zona mehedinț, de exemplu, femeia trebuie doar să-l calce puțin pe picior pe alesul ei. Și se consideră că ea va avea fericire sau va fi fericită. Aceste lucruri sunt, bineînțeles, superstiții care erau. Puternic sau adânc implementate în cultura românească străveche. Mai există și astăzi, bineînțeles, dar nu în aceeași formă și nu cu aceeași intensitate. Fuga rituală. Uh, unde tineri aleargă unii după ceilalți, iar fata care este prinsă de tânări este sărutată. Se numește fuga rituală. Mai există și legănatul ritual, învârtitul fetelor, um, haideți să vă spun despre învârtitul fetelor, băieții învârt Băieții învârt fetele, <laughs> și se spune că atunci când ei fac lucrul ăsta, vor avea noroc tot anul. O să vă spun trei din foarte multe superstiții legate de această sărbătoare a dragobetelui în cultura românească. Numărul 1. Se spune din popor că dacă cineva nu se îndrăgostește de dragobete și nu sărbătorește dragobetele, îi va merge rău tot anul. <laughs> Exemplu numărul 2: dacă doi tineri îndrăgostiți nu se sărută de dragobete, se vor despărți în anul respectiv. Și numărul 3, nu e recomandabil să plângi de ziua de dragobete pentru că lacrimile aduc necazuri și supărări pe tot parcursul anului. <laughs> Sunt multe alte superstiții, dar E interesant faptul că în zona de sud a României încă se mai păstrează obiceiul zburătoritului de la azbura, zburătorul, zburătorit. În zonele rurale unde se mai păstrează acest obicei, fetele se strâng la prânz pe un deal, deci un câmp deschis și încep să coboare în fugă, deci aleargă înspre sat în ziua de dragobete. Băieții aleargă după fete <laughs> și un băiat alege o fată, aleasa lui. Și când acești Doi, se plac sau dacă se plac, deci dacă fetei îi place de băiat, cei doi trebuie să se rute de față cu toți. <laughs> și când cei doi se sărută, asta reprezintă logodna între cei doi. Lucrurile acestea mie personal îmi sunt străine, deci nu le cunosc și nu le-am practicat, dar cred că Sărbătoarea Dragobetelui este ceva minunat care aparține și ține de cultura românească. În cultura americană există um, Valentine's Day. În cultura ta sau în cultura voastră există ceva asemănător? Mulțumesc mult că m-ați ascultat! Vă urez o zi de vineri excelentă, un început de lună februarie minunat. Să fiți iubiți și să iubiți din toată inima. Numai bine.